Să-i dăm drumul, să începem cu dreptul această dimineață de luni, 2 noiembrie, vă salut, brumarul pe noi, drumarul cu noi, cafea bună, de la Claudia. Claudia, pe Buy Me a Coffee, mi-a făcut cinste cu o cafea și cinstea mea să-i mulțumesc și să-i doresc sănătate și putere, ceea ce vă doresc și vouă. Am trecut din brumarel în brumar. Observați, noi românii avem tendința asta de a diminutiva totul. Brumarel, adică e numai un pic de frig. Brumar, acum e frig de-a binelea. Și vine decembrie, care va fi facturar. Atunci o să plătim noi la facturi de nu să mai putem. Dar până atunci mai este un pic, așa că să nu ne întristăm din start. Să începem cu o știre veselă. Adică o știre mai ciudățică, așa, un englezoi din Anglia a furat doi pinguini de la zoo. Bă, ăștia n-au niciun pic de orientare. Se ia exemplu de la ei noștri, care fură bancomate, fură din bancomate, fură o țară, fură speranțele unei țări. Englezii, ca să se distreze, fură pinguini de la zoo. Nu numai că i-a furat omul, dar i-a și vândut cuiva. I-a și vândut cu vreo 11.000 și ceva de euro. Vă dați seama? Bă, îs mulți ciudați în Anglia. Ăsta care o cumpăra pinguinii, s-a dus la medicul veterinar să le facă niște analize. Și acolo, văzând că pinguinii sunt un pic bolnavi, au mers pe fir și așa lor aresta pe om. 2 ani jumate de pușcărie pentru 2 pinguini. Slab. La noi, pentru o găină furată, se dau 5 ani. Iar cei care fac marile găinării cu banii statului nu pățesc nimic. Așa îi în lumea furtului. Dar totuși, de ce ăla că o fura pinguini o fi fost bea, mă rog. Dar ăla care i-o cumpărat. De ce ai cumpărat tu 2 pinguini? Urma să fie ceva nuntă și trebuia să fie dansul pinguinului. Nu știu, că și la ei pandemie. Deci la ei, și la noi, domnul Orban ne-a zis să amânăm dorința de a ne distra. Premierul țării, domnul Ludovic Orban, a spus să amânăm dorința de a ne distra. Mai du-te dracului. Nu vedeți că e trecut anul? Când să ne mai distrăm? Urmează sărbătorile de iarnă, să stăm triști în case? Nu se poate așa ceva. Pe de altă parte, guvidele nu se lasă. Uite, și Simona Halep a încercat un passing shot cu el, dar au atacat-o. E în carantină acum. Andy Moisescu. Deja băi, a făcut fierturi soție sa, Olivia Steer. Are și el. Sănătate multă, le dorim tuturora. Maticiuc, de la show Mask Singer Romania. Degeaba au avut concurenții mască, că până la urmă el tot a făcut această boală năcăjită, da? Și Garcia, care a câștigat concursul, asta da evoluție, de la Garcia la Leana și acum la Corb. A fost Corbul ca mască, a purtat mască, n-a pățit nimic, vezi Garcia, degeaba vii tu cu teoriile tale, porți mască, treaba e bună. Să amânăm dorința de a ne distra. A fost ceva petrecere în București la care a cântat Adrian Copilul Minune. Bineînțeles, petrecere spartă de către polițiști și jandarmi. Dar un polițist nu s-a răbdat și și-a făcut poză cu Adi Minune atunci când dădea declarații. N-ar fi fost ăsta un bai, dar problema era că Adi Minune n-avea mască. Prin ce să se mascheze și el, în ce să se îmbrace, că era petrecerea de Halloween. E așa de mic că n-are costum să-și închirieze. Acum nu s-o duce el pe grădinițe să ia costum. Hai să fim serioși. Da. Se termină sau s-a terminat și show-ul Ferma la ProTV. Nu știu exact, dar știu că am citit ce sume au luat concurenții acolo, domnule. Analesco, 27.000 de euro. Analesco, dacă ești pe recepție, dă și tu o cafea pe buymeacoffee.com/nicubendea. Dar mulțumim Claudiei până una alta. Viviana Sposub a plecat de la Ferma cu 27.000 de euro și cu soțul Andrei Bălan. Iar Cezar Oatu, sărac, a luat 4.500 de euro. Deci de la Analesco, 27.000, Cezar Oatu, 4.500 de euro. Deci pe ouă nu se mai pune preț în ziua de azi. Vedeți? De-aia și jucătorii de la Poli Iași, de la echipa de fotbal Poli Iași, sunt acum sponsorizați de o clinică de fertilitate. Să li se mai ridice nivelul testosteronului, că nu știu ce au acolo, ce probleme au în echipă, că nu prea joacă, nu prea să hotărâți, nu prea să... Na, se scrie mare pe tricou, clinica de fertilitate... Xulescu sponsorizează echipa de fotbal, că așa seara a fost meci, au jucat cu Viitorul și li s-a stins nocturna. După o oră de meci s-a stins nocturna, no, dacă erau bărbați, jucau și pe întuneric, dar așa le-a fost frică și nu au mai jucat pe întuneric. Tot era ieri luminația de ziua morților, de ziua reposaților, se mai stinge lumina și se aprinde o lumânare. Sper că ați fost și voi acolo, ați depus o ofrandă celor care nu mai sunt. Am fost și eu mai
de curând pe la cimitir, la cei duși, și am văzut așa straniu un pic, sau mă rog, ca în viață. Sunt morminte de alea fastoase, cripte din marmură neagră, cu cruci înalte de marmură neagră. Nu era nicio lumânare pusă acolo, nu erau flori, nu erau. În schimb, erau morminte mai micuțe, aranjate, cochete, dacă se poate spune. Vedeți? Ce faci tu în timpul vieții contează. După aia, dacă mai are cineva grijă de tine, are, dacă nu, vorba soacrii, la reventindio. Apropo de mine și soacra e nervoasă, că a jucat CFR-ul aseară. Ioi, ce s-o nerva. Păi cum, când joci cu o echipă, hai să nu zic slăbuțe, dar cu o echipă pe care o poți bate, să iei tu bătaie de la gaz metan cu 2 la 1. Ce-au făcut ăștia de la CFR? Au ars gazul de pomană. Bineînțeles că arbitru a fost de vină. Bursucu Dan Petrescu a și zis: mai stau un meci și plec. Bursucu ăsta, eu nu știu, încearcă să facă el pe misteriosul, pe antrenorul de geniu, și când dă declarații, parcă rupe pixul, parcă se exprimă în scris. Patronul Neluțu Varga s-a jurat pe Dumnezeul lui dacă mai bagă echipa în teren. Neluțu Varga, de anos, de aici din Cluj-Napoca, mare investitor, patron, nu mai bagă echipa în teren. De ce? Jucătorii sunt sabotați de către arbitrii. Da, asta este. Nu-i nicio problemă. Noi mergem înainte. Ori mai fi meciuri la care să ne uităm. Nu-i nicio problemă. Da, altui năcazul, să zic așa. Când a văzut că a pierdut CFR-ul, soacra mea a început să ia pastile. Ia niște pastile de calmare, dar nu le ia, cum să zic, nu le ia în mod regulat. Parcă le ia cu ciudă. Îi zice: mă, mai ia asta să te calmezi, că sunt atâtea probleme. Le pune în palmă și în loc să le pună frumos în gură, în loc să le pună în gură, parcă le dă pe umărul drept. Știți superstiția aia populară? Să arunci peste umăr cu sare ca să-i arunci în ochi la diavol. Așa își aruncă ea pastilele, soacră mea. Și vă dați seama că pe jos, pe în casă, sunt numai pastile. Se joacă copiii ăștia mici, nu știi ce-i jucărie sau pastilă de la buna. Trebuie să fim foarte atenți. La un moment dat, buna a văzut pe jos o pastilă, zice: ce pastilă e asta? O ia și dă s-o bea cu niște apă. Și când mă uit, zic: stai un pic, era capul de la Batman. Capul de la Batman, de la Lego City. Da, aveți grijă ce pastile luați. Vă spun eu, în fiecare dimineață, cea mai bună pastilă pentru dezmorțire este urmărirea acestui canal de YouTube Nicu Bendea. Dacă vă place ce am zis, o cafea pe Buy Me a Coffee, asta sponsorizată de Claudia, căreia îi mulțumesc și cu această ocazie. Vă doresc să începem cu bine, cu toții să începem cu bine această lună alubrumar, să ne vedem sănătoși și în zilele care urmează aici pe canal, de pe la 10-10 și un pic, pe canalul de YouTube al lui Nicu Bendea. Intrați, fiindcă dacă nu intrați, știți ce pierdeți. Dacă intrați, vă simțiți bine. Asta este sănătate multă, să vă iasă planurile, să vă meargă bine pe toate planurile. Cu o cafea, cu o filmare, începem ziua în forță mare. V-am salutat!